Salut tuturor și bun găsit înapoi la un psitoi aici în Chicago. De această dată vom face o tură de noapte cu un bandybus de Chicago. Dacă ați crezut că cel simplu este ridicol, așteptați să-l vedeți pe ăsta. Vom face același traseu pentru că data trecută autobuzul a făcut fâs, s-a oprit motorul și n-am mai reușit să-l repornesc, deci n-am putut termina traseul. Plus că m-am gândit să facem o tură de noapte pentru că pur și simplu până acum n-am făcut niciodată niciun episod așa ceva. Și eram curios să văd și cum este luminat instrumentarul de bord, destul de spartan al acestui tank. Da. Mi-a zis cineva în clipul trecut cum că plugul ăsta din față, ce eu am numit un plug, este de fapt un suport rabatabil de biciclete și într-adevăr pare să fie cazul. Deci mulțumesc de informație. Are un scop neașteptat de practic, sincer să fiu. Deși te-ai gândi că un suport de acest gen ar trebui să fie localizat undeva în spate? Poate că nu. Ok. Mai avem vreo 10 minute până plecăm în cursă. Haideți să vă explic diferențele, pentru că există diferențe majore între acest model și modelul simplu. Prima diferență mecanică, tehnică de fapt, este simplul fapt că acesta este un hibrid diesel-electric. Și ca orice hibrid ever, practic motorul diesel servește doar la alimentarea cu electricitatea acumulatorilor. Propulsia fiind realizată în mod electric, ceea ce veți și auzi odată ce vom porni, sună foarte asemănător cu un trolebuz. De asemenea, haideți să pornim un pic, că e cam beznă pe aici. Deci voi pune comutatorul ăsta de contact în poziția night run. Asta mi-aprinde nu numai instrumentarul de bord și faza scurtă, dar și instalația electrică, deci vehiculul este gata pentru a fi pornit. Iar pornirea, bineînțeles, se face apăsând în butonul de start. Hai să ne pornește. Super. Ok, deci observați, când sunt pe night time running, nu numai că pozițiile și faza scurtă se aprind, dar și anumite lumini din interior. Un număr minim de lumini sunt de asemenea aprinse. Dacă dorim să aprindem luminile, mai multe lumini, avem aici driver's light, ce nu mă interesează, și avem interior lights, normal, ce este practic o etapă intermediară, un stadiu intermediar. Nu sunt aprinse toate luminile, dar sunt aprinse majoritatea lor. Și full on, ce aprinde toate luminile la interior. N-ai cum să nu iubești chestia asta, priviți și voi. Are locuri pentru pasageri și în burduf, o chestie foarte ciudată. Plus lumini și aici, aproape că mă face să mă simt ca într-o navă spațială din Aliens sau ceva de genul ăsta, decorul ăsta. Și observați, chiar și compartimentul este sensibil mai, nu știu, mi se pare mai spațios, nu înțeleg de ce, poate, nu înțeleg, poate cum sunt poziționate scaunele. Evident, este mult mai lung autobuzul, dar chiar și făcând abstracție de chestia asta, e ca și cum ar fi mai lat. Și mai lat, adică nu numai mai lung. Nu știu de ce am senzația, îmi creează senzația asta. O chestie ce îmi place foarte mult este ușa din spate. Funcționează pe un principiu similar celei ce am văzut-o deja la celălalt model, doar că dacă o deblochez, ușa asta nu se deschide înspre exterior, ci basculează spre interior, cum vedeți și la autobuzele noastre. Și altă chestie ce mai îmi place este că aparent la modelul ăsta nu poți forța ușa când este blocată, cum o puteai face la modelul simplu, fără articulație. Ceea ce mă face să mă gândesc că s-ar putea totuși să nu fi fost extraordinar de realistă faza aia, să fi fost totuși o problemă a jocului, mă gândesc. N-ar fi logic în realitate să poată oricum deschide pasagerii ușa aia chiar și când este blocată, tehnic vorbind. În altă ordine de idei, instrumentarul de bord mi se pare surprinzător de bine luminat.
să vă zic, pe a dreapta, ținând cont de cât de spartan arată. Cum am spus și în clipul trecut, mi-aduce aminte de ceva ce vezi pe un Hammer H1 sau pe orice alt vehicul militar. Dar este luminat adecvat, chiar e deosebit de interesant luminat din punctul meu de vedere. Ok, hai să băgăm pinul și ID-ul și toate astea, să ne configurăm traseul. Deci pinul este, ID-ul e 1805. 1805. Pinul este 9691. Bun, deci am amintit. Și traseul e 603. Deci băgăm run. 603, enter. Suntem gata de cursă. O clipă să dau timpul puțin mai în față. Trebuia să plecăm la și 40, la 8 și 40 dacă nu mă înșel. Deci hai să fim 39. Și cred că suntem ok. Ok. Calc frâna. Las frâna de mână, apăs drive și asta ar trebui să pornească. Este! Plecat în cursă. Învățat cum să și pornesc asta. Aparent nu cuplează transmisia dacă nu ai frâna călcată. Ceea ce este oarecum logic. Până la urmă, la fel funcționează cutiile de viteză automate și pentru... Să vedem dacă ăștia vor să intre în... să urce. Este! Hai că funcționează. Salutare, salutare. Am pornit. Să sperăm că de data asta totul va merge cum trebuie și nu mi se va mai întâmpla nimic. Data trecută vă mai amintiți în clipul trecut ce s-a întâmplat, nu? Am fost ușor derutat comentând, am luat-o pe un traseu greșit, dar am recuperat. Și, bineînțeles, după aia am pus o frână mai prost, mi s-a oprit motorul și n-am mai reușit să-l repornesc. Ceea ce va trebui să fiu precaut să nu se repete figura. Ok, nu vrea nimeni să urce și nici să coboare la stația aia, deci putem da skip. După aia m-am gândit o clipă să opresc la un semafor și vă și arăt că autobuzul ăsta are pe panoul de control aici în stânga mea o funcție ce se numește Engine Reset, Stop Reset. Uite-l și pe ăsta cum s-a oprit aici ca să-mi pună bețe în roate. Ok, să vă arăt aici. No, stai, nu știu ce am cu camera. Ok, ăsta. Stop Engine Override. Vedeți? Mă gândesc că s-ar putea să fi fost un alt feature ciudat de siguranță chestia aia, nu știu din ce motiv a trigăruit și s-ar putea să fi reușit să fi repornit autobuzul dacă apăsam chestia aia, switch-ul ăla de reset. Destul de bine. Going. Așa că mă gândesc că s-ar putea să fi avut o soluție să fie și din impasul ăla. Scuze dacă parcă am desumflat, este... nu e ora mea. Nu este ora mea. Hai să încercăm să-l depășim pe ăsta. Dar nu voi opri. Nu voi opri la semafor. Toată lumea în vagoane. Vai, ce ninja afară, ați văzut? Sigur, ați văzut dacă, mai ales. Bine, presupun că locuiți în București, nu știu, în alte zone cum e. De ieri ninge, eu și acum ninge. Abundent. Hai să încercăm să... Uite, mi-a dat voie asta, strec. Whoa, what are you doing? Ok,
Ok, am intrat un pic cam tare în stație, dar asta e, contează. Se supără. Bine, hai să încercăm să rămânem și la semafor pe cât posibil, ce părere aveți. Da, martie, 21 sau cât e martie. Incredibil cât de mult poate ninge. A, știți ce am de gând să fac? Un alt episod din jocul ăsta? Chiar dacă n-am volan și chestia asta, să încercăm să conducem și o mașină cu cutie manuală. Există în jocul ăsta autobuze mai vechi ce dispun de cutie manuală. Ar trebui să fie interesant. Bine, pentru mine ar trebui să fie frustrant. Dar că, în esență, e același lucru ca și cu cutie automată. Numai că trebuie să apăs succesiv o serie de butoane. 1, 2, 3, 4 probabil. Adică să trec prin trepte de fiecare dată când pornez pe loc. Și după cum știm... la autobuzele astea trebuie să pornești foarte des de pe loc. Așa că ar trebui să fie amuzant, plus că au trepte scurte. Da. Dar mă gândeam că s-ar putea să facem chestia asta. Nu cred că e foarte complicat chiar și fără volan, pentru că am văzut că jocul bindează tastele de schimbat treptele pe butoanele de numere de pe tastatura principală 1, 2, 3, 4. Ce mi se pare cu adevărat interesant este că ai opțiunea asta să sari trepte, nu ești forțat să le parcurgi doar în mod progresiv, da? Sau secvențial, scuze, nu progresiv. Scuze, nu e, chiar nu e ora mea, de-abia m-am trezit. Îmi servesc cafeaua în timp ce înregistrez chestia asta și nu voi mai sta la semafor pentru că e plictisitor pentru voi, îmi imaginez. Sau cine știe, la asta nu vrea să urce nimeni, nu vrea să coboare nimeni, deci putem trece mai departe. Cum știi că nu vrea să coboare nimeni? Scuze în spate acolo. Sper că nu s-a supărat nimeni. Ok, cum îmi dau seama? Foarte simplu. Am butonul ăla pe bord care se aprinde dacă trage cineva semnalul că vrea să coboare. Nici aici nu vrea? Nu vrea. Splendid. Mai pierdem vremea. Aici facem la stânga. Uite, acum a tras cineva semnul. Păi cum să nu? Încetează să mai comentez. Data trecută nu știam unde mă duc. Acum știu perfect. Ok, toată lumea în vagoane. Hai să-i vedem și pe ăștia cum coboară. Nu prea pot să văd că sunt clădirile astea înalte. Uite așa, vedem ușa din spate. Și deja cineva a tras piuitoarea. Dorește să coboare la următoarea stație. S-a făcut verde exact când am intrat pe roșu. Vedeți? Până și semaforile m-au favorizat. Ok. Toată lumea sus. Hey, how's it going? Hello. Super. Super. Merge super.
foarte interesant iluminat instrumentalul de bord. Nu mă așteptam, credeam că e o chestie de aia chiar. Ăștia nu au linii numite, adică pe bune, este o stație unde trebuie să opresc? Nu. Dar trebuie să fac aici la stânga. Și asta este într-adevăr stația mea. Tu-tu-tu. Hai să vedem și în spate cum se dă jos lumen. Dar trebuie să îmi repoziționez camera aici. Ok. Și ar trebui să fie bine. Data viitoare când oprim în stație putem admira oamenii cum se dau jos din interior. Na, că mi-a schimbat perspectiva deja. Uite așa. Butonul ăsta funcționează? Da. Deci nu numai sârmele alea de la ferestre. Are și cât un buton de avertizare doar la ușă. Foarte interesant principiu mi se pare ăsta. În care n-ai buton ce deschide ușa. De fapt ai buton de stop, dar n-ai buton care să deschide și ușa. Trebuie în momentul în care șoferul deblochează ușa să o împingi, nu? Interesantă metodă. Da, fac exact ca ăia care împing ușor semaforul. Sau șoferii de autobus se grăbesc. Vrei că și eu aș fi un pic în recalcitrat dacă trebuie să ascult asta. De fiecare dată. Da, face foarte urât frâna autobuzelor ăstora americane de fiecare dată când iei piciorul de pe frână. Bineînțeles că e hidraulică, dar la alea europene parcă e ceva mai finuță. De fapt, tot autobuzul e mai finuț, cum am spus și data trecută. Comparativ vorbind cu mașinăria asta de război, este ale noastre sunt niște limuzine. Totul e brutal la designul autobusului ăsta, deci că a fost făcut cu piese extra din depozitul militar. Poate că ar fost făcut așa, bar n-am. Nu cunosc nimic despre background-ul producției de autobuze în America. Hai mă cu verdele. Știu ce am senzația că am ratat un verde. Tot vorbind. Îmi place că e mai silențios ăsta datorită faptului că e hibrid. Plus care are zgomotul acela specific de autobuz electric sau de troleibuz practic. Ce îmi place, mie îmi place, îmi place destul de mult cum sună. Chestia aia. Bâzâitul ăla ce crește în intensitate pe măsură ce accelerezi. Toată lumea sus, nu vrea nimeni să se dea. Nu vrea nimeni să urce, nu vrea nimeni să coboare. Splendid. Acum dorește cineva să coboare la următoarea stație. Ce este destul de aproape. Ca să observați, deja se văd vreo 3 stații înșirate aici. Pe Boulevard. Stați acolo, că încă n-am parcat-o. Se dau și ăștia jos.
Bun venit la bord. Și am prins și verdele. În mod surprinzător. Ce nu-mi place mie la mașina asta e că accelerează foarte greu. E un autobuz, cum mai vrea să accelereze? Da. Vreau să spun că aveți dreptate, deși unele modele moderne, unele modele moderne din Europa, din jocul ăsta, din Germania, adică, practic, Europa, înțeleg Germania prin Europa în acest joc, dar fiindcă e un joc german. Sunt destul de agile ca demaraj. Le dăm voie să coboare. Iar au făcut clipping. Ceea ce e ok. Nu mă deranjează prea mult. Am văzut că trebuie să apară, cred, dacă nu mă înșel chiar azi, apare un joc nou. A apărut destul de interesant. Un action adventure, cred că e, de asta multiplayer. Nu e MMO, dar e multiplayer. Sea of Thieves, ce îți oferă posibilitatea să ție și câtorva prieteni să formați un echipaj și să fiți pirați, practic, cu toate activitățile ce se îndeletnicesc pirații. Destul de interesant, îți dă voie să comanzi o corabie, adică chiar să comanzi în stilul, e făcut în stilul jocului lui, am uitat cum îi zice, cu zepeline, dar e mai complex, dacă mai știți voi. Dar nu mai știu cum se numea chestia aia. E produs de Microsoft, dezvoltatorul nu știu cine, am uitat numele firmei. Dar este destul de șmecheruț, mi-a plăcut, doar că e scump al dracu, 60 de euro. Bine, e produs de Microsoft, ar trebui să fie logic. Da, și ai un echipaj și ai... pardon. Am acățat bordura. Toată lumea jos. Ai un echipaj. Te plimbi cu corabia. Trebuie să bombardezi alți jucători. Trebuie să explorezi insule. Trebuie să... să faci orice chestia ar face un pirat fantasy. Cam asta este ideea. Să te bați cu scheleți, să capturezi comori. Și ce-mi place... ăștia nu doresc să intre? Spun că nu. Ce-mi place la jocul ăla, din ce am văzut, din imaginile care le-am văzut, este faptul că... ai... machine inside, interesant. Ai posibilitatea chiar să... clipă, schimb banda. Ai posibilitatea chiar să... să faci chestii. Nu știu, am mintea încleiată la ai posibilitatea să conduci corabia aia pe bune, adică unul trebuie să țină cârma, altul trebuie să potrivească pânzele, altul să ridice sau să lase ancora, mă rog. Poți face oricine, orice, oricare din activitățile astea, cum vă înțelegeți. Dar te forțează să fii un echipaj. Bine închegat ca să poți să perseverezi, da? Tot se ocupe de tunuri, de chestii de genul ăsta. Destul de interesant, îmi imaginez că este super amuzant, mai ales cu niște prieteni din viața reală, nu pe matchmaking, deși are și sistem de matchmaking. Să vă duceți să vă uitați.
la niște... A, și am terminat traseul, este... fost ok, o singură stație am fost too late. În rest, toată lumea coboară. Și deja, încă o persoană urcă, dar cred că o lăsăm aici. N-a vrut nimeni să-și pună bicicleta pe suportul meu. Am mai făcut mai devreme o cursă, ieri de fapt o cursă, dar n-am înregistrat-o cu autobuzul ăsta de probă, pe traseul ăsta, să nu mă mai pierd și... Canal and Adams. Asta e că eu trebuie să fac din nou la stânga, că trebuie să întorc. Cineva chiar își pusese bicicleta în suportul ăla. Ceea ce a fost destul de cool, speram să depășească acum, dar n-a mai vrut nimeni. Oricum, cred că o lăsăm aici Rip pentru că trebuie... check. Ce comentez, mă? Lasă că stăm bine. Cred că ne oprim aici pentru că sunt cam chea 1 și trebuie să mă trezesc. S-ar putea să nici nu postez clipul ăsta, s-ar putea să-l refac, depinde cum am timp și cât de mult consider că merită pus. Așa că vom vedea. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem mai încolo. Bye bye.